Adrian este mereu cu gândul la Dumnezeu și la sfinții săi. Este recunoscător pentru darurile pe care le-a primit și ne spune că fiecare copil a venit pe lume în urma rugăciunilor fierbinți. Soția lui, Cristina, nu putea să rămână însărcinată. Cu fiecare copil a fost câte o minune. Și chiar și în privința numelor. Deci la Arsenie, mami intrase oarecum în panică pentru că nu mai mișcase în ultima săptămână, așa câteva zile n-a mișcat înainte de naștere și mi-a spus lucrul ăsta. Atunci mi-a venit în minte să am pus urechea la burtică și am început să rostesc nume de sfinți. Și la Arsenie mi-a răspuns. Și așa a venit Arsenie. La Nicolae, la fel, a fost tot așa o minune. Sfinții ne-au ajutat foarte mult și atunci când am cerut ajutorul, am făgăduit, atunci când am scăpat de o încercare, au fost și la noi încercări, am făgăduit că următorul va purta numele Sfintei care ne-a ajutat, ne-a scos din impasul ăsta. Când a rămas însărcinată cu Justina, Cristina avea doar 26 de ani și nu era căsătorită. Era într-o permanentă căutare și simțea că îi lipsește ceva. Până când, alături de Adrian, a mers la peștera Sfântului Ioan Casian din județul Constanța. Era un haos și în capul meu, nu mergeam nici la biserică, într-adevăr. Eram în căutarea a ceva și tot nu găseam. Da, era vorba de fapt despre Dumnezeu. Și acolo l-ați găsit? Acolo l-am găsit, da, l-am găsit. Când ne-am întors de acolo, am rămas însărcinată cu Justina, fata cea mai mare și de atunci am venit și eu pe calea bisericii. Cum a fost când ați văzut-o pe Justina prima dată? A fost ceva extraordinar, nu pot să descriu. În primul rând că era de o gingășie și atunci am fost prima oară când am plâns. Am spus când am citit despre avorturi, am plâns, pentru că, într-adevăr, e o durere mare. Adică să vezi așa un copilaș cu atâta gingășie și atâta, îți trimite Dumnezeu așa o, parcă îți dă o bucățică de rai așa, Dumnezeu să o vezi, știi, când îți trimite copilul. Cine înțelege, cine vede lucrurile. Cu multă durere în glas, Adrian ne spune că a pierdut doi copii. Nu știm noi, Dumnezeu știe greșelile, cu siguranță ale noastre, păcatele noastre. E o incertitudine aici, că nu știi ce e cu el, cu copilul, dar, așa cum frumos spune duhovnicul nostru, e botezat cu botezul dorinței noastre. Ne l-am dorit foarte mult și dacă n-a putut să vină, n-a venit din diverse motive, Dumnezeu știe. Ne întrebam, oare cu cine ar fi semănat, oare ar fi fost așa ca Nicolae, ar fi fost ca Filoftei, ar fi fost, da, e o durere așa, dar Dumnezeu a dat uitarea și prin uitare merge mai departe. Când a pierdut al doilea prunc, toți copiii s-au așezat în genunchi și s-au rugat Maicii Domnului. A fost mai greu, da, pentru că s-a întâmplat acasă și copiii s-au speriat așa un pic. Da, și datorită faptului că ne-am așezat în genunchi și am început să ne rugăm, s-a oprit hemoragia. Că ambulanța a venit într-o oră. Și într-o oră, teoretic, mamei nu trebuia să mai fie, dar Dumnezeu a făcut minuni. Și este și astăzi și fără ea e foarte greu. Ea le știe toate. Toate cum sunt, cum le știu pe ale mele afară, așa le știe și ea în casă toate. Unde sunt ciorăpii lui Serafim, vă dați seama. Sunt, nu mai punem pe cei mari, că cei mari se descurcă, dar cei mici trebuie să știm toate unde sunt. Ne-am rugat Maicii Domnului atunci. Ne-am așezat toți în genunchi și ne-am rugat Maicii Domnului, da. Și s-a oprit. Mi-aduc aminte. A fost doar un moment când, după ce a venit salvarea, am avut așa o scăpare, dar mi-aduc aminte. Da, s-au rugat. Cât de puternică este rugăciunea unui copil pentru mama lui? Da, e gravnică, ascultată și zice că ajunge la tronul ceresc, da, prin Maica Domnului, că suntem nevrednici așa de... Ajunge rugăciunea noastră direct la Dumnezeu, da. Păi ei ascultă Dumnezeu, da.
Ce dorințe au ei? Ce să zicem așa, sunt cei mari, înclinați către călugărie, către mănăstire. Iustina vrea la seminar la Pasărea. Teodor zice că se duce la școala Atonită din Muntele Athos. Care este cea mai mare greutate a unui tată cu 11 copii? Vreau să nu pierdă timpul. Pentru mine, când te așezi așa și stai undeva 10 minute, o jumătate de oră, poți să ai și un gând și o cugetare, dar e bine să iei o carte și să citești ceva și te ajută foarte mult. Dar a unei mame? Să-ți împarți timpul la toți și să încerci să iei problema fiecăruia separat. Asta chiar trebuie făcut și mi se pare lucru printre cele mai grele lucruri care le am de făcut. Da. Dacă Dumnezeu îngăduie, Cristina și Adrian îl așteaptă și pe al 12-lea copil. E vorba de acceptarea crucii, care, culmea, asta nu prea se învață în școală și în programa de astăzi. Da, nu se învață. Lumea în care trăim e o lume care trăiește în plan secundar. Adică pe locul 1 este profesia. Dar profesie fără familie e ca și când ai vrea să zbori și n-ai aripi. Spunea un părinte foarte frumos.